În cadrul Colegiului Prefectural s-a pus accent pe prevenția agenților economici și nu pe sancționarea aspra acestora. Autoritățile au solicitat instituțiilor cu atribuții în control să pună accent pe prevenție și informarea agenților economici. De ce de multe ori noi avem impresia că cei mici plătesc mai mult în urmă un control decât cei mari? Cercăm să punem bază și să implementăm această idee. Este bine, întâi de toate, să facem muncă de prevenție și abia după aceea să încercăm să tăiem în carne vie. Sigur, cine greșește trebuie să plătească, dar este important să-i și învățăm pe cei care sunt antrenați în activitățile economice, unde pot greși, ce pot greși și să-i atenționăm întâi de toate. O altă nemulțumire a prefectului a fost legată de faptul că instituțiile publice de control nu au realizat pliante cu prevederile legale. Cred că am și un lucru suficient. Dacă în urma mică, fiecare instituție de control nu are astfel de materiale făcute și transmise în teritoriul către agenții economice, atunci consider că dumneavoastră veniți la aceste ședințe și doar participați. Atât șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Gorjon Iliuță, cât și comisarul ajunt al Comisariatului pentru Protecția Consumatorului, Daniela Michi, nu s-au simțit vizați de afirmațiile prefectului. Nu ne regăsim aici pentru că, în general, suntem, sau în mod special să spun, suntem o instituție care avem rolul să prevenim apariția de îmbolnăviri la om. Nu, după părerea mea, la noi ca instituție controlele sunt puține. Nu neapărat, nu mai multe ca de obicei. Nici mai aspre ca de obicei. Am încercat să menținem și să mergem pe produsele care erau cu precădere consumate și să facem așa fel încât consumatorii să aibă acces la produse sigure. Din luna octombrie anului trecut, reprezentantul Guvernului în teritoriu solicită acest lucru instituțiilor cu atribuții în control. Rămâne de văzut dacă acum se vor conforma sau nu solicitărilor prefectului.